ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și experiența din domeniul imobiliar. Mă numesc Buliga Vasile Mihai, sunt inginer ca și meserie, iar ca experiență în domeniul imobiliar, începând cu 2013, am intrat pe piață, în special cu proiectele pe care le dezvoltăm în calitate de proiectanți, în primul rând. Referitor la piața rezidențială din București, ce credeți că ar trebui îmbunătățit? În prezent, cred că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, partea asta de interfață cu clientul, în sensul că sunt foarte multe locații care se vând și se vând cu agenții care nu prezintă foarte transparent situația imobilului, detalii legate de finisaje, de situație juridică, de toate aspectele pe care cu care un client se poate lovi pe parcursul tranzacției. Ați sesizat anul acesta vreo schimbare în preferințele clienților în materie de locuințe noi? În materie de locuințe noi, clienții în general caută în prezent locații foarte apropiate de metrou, de mijloace de transport, dar de asemenea pe parte de confort caută apartamente decomandate, bucătării închise. 90% dintre ei preferă compartimentări strict din cărămidă, nu, rigipsul deja este depășit, ca să zic așa, ca și solicitări ale clienților. Toată lumea vrea parcare, gratis dacă se poate, dar sunt și categorii de clienți care vor doar o casă, un acoperiș și atât. Descrieți în câteva cuvinte proiectele pe care le promovați în prezent. În prezent, pe lângă proiectele pe care le finalizăm la sfârșitul acestui an în zona Titan și Militari, avem în curs de execuție și promovate pe site-ul nostru, dar și pe alte portaluri imobiliare, proiectele din Timpuri Noi, de Lux Apartments, și proiectele din Mihai Bravu, respectiv Mihai Bravu 5 și 6, în curând Mihai Bravu 7. Sunt proiecte în zone foarte bune ale Bucureștiului, care până în prezent, prin alte locații, au confirmat și s-au vândut integral până la finalizarea proiectelor. Prețurile sunt într-adevăr altceva decât zonele periferice, dar vin pe lângă prețuri, vin și cu calitate. În ce stadiu se află lucrările pentru aceste ansambluri rezidențiale și câte locuințe mai sunt disponibile? Aceste ansambluri sunt în stadiu de execuție structură în momentul de față. Cel din Timpuri Noi este chiar finalizat la roșu, urmând ca predarea să se facă în vara anului viitor. Ca și locuințe, Timpuri Noi are vândute din cele 19 apartamente scoase la vânzare deja 5, toate de 3 camere vândute, mai sunt disponibile apartamente de 2 și de 3 camere. Ce puteți să ne spuneți despre dotările și finisajele din ansamblurile pe care le promovați? În general, s-au mers pe dotări standard de bună calitate, majoritatea finisajelor fiind importate, de aceea și prețul de decont, ca să zic așa, este destul de bulversant pentru anumiți clienți, pentru că noi decontăm ceea ce cumpărăm, prețuri de import direct, dar sunt calitate de la medie în sus. Care sunt suprafețele de care dispun apartamentele și care sunt prețurile aferente? În timpul noi, de exemplu, apartamentele de două camere au suprafețe de 73-76 de metri pătrați utili, iar cele de 3 camere de 92-95 de metri pătrați utili, cele de la parter dispun și de terase încă pe atât. Prețurile, din păcate, datorită plafoanelor impuse de lege, se încadrează doar la TVA 24%, cele de 2 camere fiind cel mai ieftin la 107.000 euro, iar cel mai scump la 3 camere ar fi la 170.000 de euro. Cu ce modalități de plată întâmpinați potențialii clienți? Acceptăm toate modalitățile de plată, exceptând rate la dezvoltator. Acceptăm credit ipotecar, prima casă, dar, din fericire, sunt destui clienți care vin și cu plată cash. Cum ați caracterizat dinamica vânzărilor de anul acesta și ce așteptări aveți pentru anul următor? Anul acesta a fost
A fost în ascendență clară față de anul trecut și cred că anul viitor va fi pe aceeași pantă ascendentă. Prețurile vor crește. Asta e ceea ce simt, asta e ceea ce văd pe piață. Pe zona Mihai Bravo, în 2013, când am apucat de vânzări, prețul era undeva la 1100 de euro metru pătrat util. În prezent nu prea am mai văzut construcții care în fază de execuție să aibă sub 1250 de euro pe metru pătrat util. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul nostru, dezvoltatorimobiliar.ro? Vizitatorilor, ce pot să le spun este că Dezvoltator Imobiliar s-a dezvoltat cu adevărat în ultimii ani, de când colaborăm împreună. Sincer, am cel mai bun feedback de pe acest portal, atât prin calitatea clienților, dar și prin numărul lor. Mulțumim și mult succes! Mulțumim și noi!